you're prepared to break the silence, I'll be out in the sunshine. Salut! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Haideți să vedem cum arată piața și la ce ar trebui să ne așteptăm săptămâna aceasta. Începem cu indicele dolarului. Observați că suntem într-un canal descendent, da, pe care l-a rupt și a mers și a testat următorul canal, a testat axa, de unde a fost respins și acum ar trebui să coboare, să testeze acest suport, da, și de aici, posibil, să avem o reacție și să mergem mai departe. Ceea ce înseamnă, da, că în perioada următoare, cam toate asset-urile o să aibă o corecție mult mai mare. De ce? Atâta timp cât ține acest suport, da, vreau să înțelegeți că este foarte important ca atunci când facem o analiză tehnică să ne focusăm decât pe time frame-ul respectiv. De exemplu, dacă noi suntem pe 4 ore, ce observăm? Primul target este acest suport. Dacă acest suport este ținut, înseamnă că o să aibă o reacție și o să vrea să urce, să încerce să rupă această axă a canalului. Dacă nu este ținut și merge mai jos, da, discutăm altfel. Da? Adică o să fie o creștere mult mai puternică pe bursă sau pe euro sau pe euro-USD. Da? Dar dacă ține acest suport, da, așteptați-vă ca dolarul de euro să meargă mult mai jos. La asta trebuie să fiți atenți. Da? Bun. Și acum haideți la euro-USD. Ce o să vedem? Observăm cum am fost într-un canal descendent și eu am postat chiar ieri. Două secunde. Postasem pe canalul de Discord, pe Forex. Spuneam așa. Aseară la ora 9, da? La 21, spuneam acest canal. Așteptați-l să-l rupă. Da? Și l-a rupt. Două secunde, uitați-l. Aici, da? De aici l-am pus. Cer scuze, l-am pus la ora 19.44, da? Pregătiți-vă să-l rupă. Și a plecat și l-a rupt, da? Două secunde, haideți să mergem înapoi. Da? Vedeți cum l-a rupt și a dat în următorul canal unde a avut o reacție și a căzut înapoi pe suport. Și spuneam că dacă ține, da? Două secunde. Dacă ține acest suport, da? Dacă ține suportul, urcă iarăși. Da? Aștepta să confirme. Deci exact asta am spus aici. Dacă ține acest suport, da? Și am intrat aici long, aici am luat profitul și am intrat încă o dată long. Da? Două secunde. Ia uitați. Da? Am intrat încă o dată aici long. Și acum suntem încă o dată la rezistență. Ceea ce înseamnă că e posibil de aici ca prețul fie să meargă să ia lichiditatea din partea de sus, fie să de aici să întoarcă. Da? Trebuie să fim foarte atenți în ambele situații. Da? Bun, asta odată pe EURUSD. Haideți să mergem la Bitcoin. Bitcoin, deci eu îl văd mult mai jos. Chiar dacă a rupt acest canal descendent, mai vreau să vă spun încă un lucru. De exemplu, eu intru long și short la fiecare reacție a prețului. De exemplu, aici am intrat long, aici am intrat short, da? Adică mi-am luat profitul, am intrat iar short, da? Și tot așa, la fiecare suport puternic, da? De exemplu, aici e un suport foarte puternic, am intrat long, da? Acum sunt iar short. Dar gândiți-vă că chiar cineva mi-a lăsat un mesaj pe YouTube și spunea că păi dacă e short, de ce ai ieșit? Repet, scopul meu este să iau profitul. Și după cum vedeți, da? Haideți să mergem la rezultate. Noi luăm profitul, da? Adică am intrat, am ieșit, mi-am luat profitul, da? La fel și comunitatea. Intrăm, ieșim, da? Intrăm, ieșim, intrăm, ieșim, intrăm, ieșim, da? Intrăm, ieșim, da? Intrăm, ieșim, intrăm, ieșim, intrăm, ieșim, da? Adică trebuie să luăm profitul, da? E foarte important să înțelegeți că scopul este să luăm profitul, da? Ia uitați, un trade foarte bun. Da? 22.800 long, 23, da? Ăsta e scopul nostru. Observați? Și încă o chestie. Observați care e cea mai mare fericire a mea? Să văd rezultate, da? Adică scopul meu
este să văd rezultate și să vă ajut pe voi să aveți rezultate. Da? De asta fac tot posibilul să încerc să vă spun tot ce știu ca să puteți pune în practică și să aveți rezultate. Asta e cea mai mare plăcere și cea mai mare dorință mea. Da? Deci în următoarea perioadă eu aștept să coboare mult mai jos. De ce? În primul rând luăm acest maxim, acest minim, am mers și am testat 0,5, a avut o reacție, da? Adică prețul de aici n-a putut să urce, ceea ce înseamnă că dacă nu iese din acest canal, poate să meargă mult mai jos. Da? Și acum unde poate să meargă? Targetul nostru este 21.000. 21.900 sau 21.500. Zona de aici. Gândiți-vă că este o zonă. Ca idee, eu sunt short, da? Până aici el puțin, da? Dar pot să mai intru și să mai ies, da? Scopul este să ne luăm profitul, da? Bun. Haideți să mergem mai departe și la E-Gold. E-Gold vă spunem acum câteva zile că o să vrea mai sus, da? Deja suntem la 0,5, trebuie să ducă cel puțin la 0,6 sau poate să meargă și mai sus la $63. Da? O să vedem, dar eu încă sunt pe long sau cred că are potențial să mai urce cel puțin până la $51. Și de acolo vedem dacă îl rupe sau se întoarce. Bun? În principiu cam atât. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un like, nu uitați să vă abonați.